De București e mare. E cea mai frumoasă viață, am avut-o pe calea Moșului, unde am stat eu. Parcă acolo m-am născut eu. Am văzut vecinii, oamenii. Și pot spune obiective. Îmi place arhitectura, îmi place casa cec. Îmi place Ateneu, îmi place Palatul Regal. Clădirile îmi plac mai mult. Ce să-mi plac? Îmi place Erestreau, mai frumos ca Cismiciu. Bine, Cismiciu cred că e pe locul 2. Eu nu cunosc bine de România. Și am la Ateneu. Și m-am întâlnit și cu nepotul la Ateneu. Am văzut la Nea Grigore Leș. Eu cu Nea Grigore Leș nu vorbesc la domn. La Pertu. Nea Grigori, Nea Ion. M-a la Ateneu. Nea Grigori, n-am bani acum la mine. Băi, cât se trage o palmă, aici când cântă Nea Grigori, trece mai muzicien la flaută, uite, zice că avem niște pâte lungi. Eu știu să imit. A văzut mare Nea Grigori. Și mi-a dat o carte. O am și acum. Cel mai mare cântăreț din România mori. A fost George Niculescu Basu și bea bere, că eu lucram la Casa Poporului, vindeam reviste. A jucat și în film, în Răscoala, cu Ilaron Ciobanu. Bine, George Niculescu a fost bas. Nicolae Ierle tot. Nu, a fost unul de operetă. Prințul Leonard, băiat tânăr, la 40 de ani a murit. Și când a trecut prin Piața Unirii, bine, eu l-am citit. Era atât de beat, a venit la o distracție și era un cercetător. Băi, și a ieșit cu coanele de la geam. Când le-a cântat o operetă, mie îmi place că mi-a plăcut și tu să cânt. Știi cum cădeau banii? Au adunat o pălărie întreagă. Când s-a dus liniștit acasă și a dat lui cerșătorul. Le-ai venit în București, unde-ai stat? Astăzi mi-a cămit. A stat la Cămin, la blocul ei în patru, am lucrat la Exim. Cred și acum mai este. A fost IMBG, cum îi spune pe vremuri. Am stat vreo 2 ani. După aia am plecat în Constanța. Am lucrat la IMBG. Am fost legător de... Am fost foarte bun conducător. Erau șefi de-astea lungi, fiare, din vagoane. 6 luni am lucrat. Am fost lăcătuș și montor. Trebuie să strângi șuruburi. Am stat cu 10 consăteni. Cu una am făcut o luptă așa greco-romană. Și până am fost și mai bun și a fost în armată. Îl chema Marian, a fost milician. Cum să te meu. Îi bătea pe toți, băi, și la tate tot din ea. Scor a fost 1-1. Pac, pac. Am lucrat pazin la Casa Poporului, am săpat sute de gropi la cimitire, am scris, am fost și scriitor cu daltă. Ciopleam litere. Am bătut covoare. Ai bătut covoare? Băi, am spălat mașini. De asta merge răpșelul. Și eu mă rugam să vin iarna și mi-a dat o doamnă un sticlu cu vin de 1000 de grame. Și m-am dus în ghenă și m-am culcat. Și dimineața am un sărăc să cacăr tot. Dar când ai început să dormi în ghenă? Ai zis că la început... Că mi-a dat blocul afară. M-a dat blocul afară? Da. De ce? Era recalcitrant.
cântai? Da. Păi când am dus pe doamna Postole la... Domn Postole a murit mai târziu, săracul. Dacă, eu, dacă aș avea puterea, că în lumea asta nu se poate da viață înapoi. Dar Domn Postole l-a și în viață. A mai trăit Domn Postole, băi, cu două luni, și băi, bun rău Ion, să nu-l dați afară. A mai trecut și a ajuns și m-a scos afară din box. Am vrut să mă spun, nu, eu nu glumesc, tată. Și câți ani ai venit la Chiena? Cum? Câți ani ai venit la Chiena? Cred că vreo, uite că nu știu ce număr. Dar vreo 4-5 ani trăit. Dar în rest ai dormit în casă, nu? N-am văzut boschetar. Știi ce spunea Dostoevski? Viața nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. Eu îl iubesc mult pe Dostoevski. Am citit Raskolnikov. Tu pentru ce trăiești? Ha? Tu pentru ce trăiești? Eu cred că artist așa, să lăs și eu ceva în urmă asta. Dar o să fiu pomenit, cred că, cu timp. Prima expoziție drăguță am avut-o pe strada, cum ai zis, tată? Eminescu, la Dan Popescu. Și bine, până și la pe că răcesc la picior. Nu răcești, nu. Eminescu 115 și am uitat cum e. În 2008. Popescu mi-a scris frumos, zic, doamne, parcă a venit cu tremurul pe pământ. Am avut un succes mondial. Atunci n-aveam danturi, eu pot coave ideale, eu n-am danturi. Păi, eu mă mir, știi ce mă mir eu? La vârsta mea, m-am un an și fac 70 ani. Dacă îi mai apuc. Nu mi-am pierdut memoria. Îmi plac oamenii deștepți. Nu-mi plac proștii. Eu cel mai mare spaimă am de proști. Mungiu îmi place. Mai place ăla cu filmul ăla, că nu știu cum îl cheamă. Jude. Eu am crezut că trebuie premiul de aur. Nu, argint atât. Păi acum cel mai bun prieten meu, eu cred că e sticla cu bere. Bucureștiul interbec că îmi place mie. Bucureștiul e frumos, dar trebuie văruit. Băi, Bucureștiul, dacă vrei să-l faci mai modern, trebuie să-l faci mai modern. Casa Republicii. Arăți și aspectele și mizierie. Astea sunt de un colaj.